insolvența e o soluție sau reprezintă o soluție doar dacă este administrată și asumată corect. Nu orice insolvență, nu orice insolvență rezolvă problemele. Uitați-vă la RAN, e în insolvență de 3 ani de zile, a intrat în faliment. Uitați-vă la Hunedoara, e în insolvență și o să intre în faliment. Și undeva, cel târziu, în mai, Hidroelectrica va ieși din insolvență. Mai avem doar 4 contestații din cele 75 de contestații. Sectorul minier trebuia reformat încă din 90, cum au făcut și polonezii. Noi am tot amânat prea mult, nepermis de mult, zeci de ani de zile, reformarea acestui sector, până la urmă, identitar. Mineritul în România, și mai ales în acel areal al Hunedoarei, are o continuitate de mai bine de 2500 de ani. Asta nu înseamnă că acum trebuie să facem, doar de dragul unei tradiții milenare, continui concesii și să alocăm în fiecare an de la buget sute de milioane de lei ca să salvăm această meserie. Toate guvernele de după 90 au trăit sub imperiul unei frici ancestrale față de mineri. Pentru că, bun, ei sunt niște oameni mai din popor, cei în gușă și în căpușă, se urcă în camion, în tren cu bătele și ne aplică o corecție. Vorba, suntem în 2016. Și eu sunt absolut convins că minerii din Valea Jiului sunt oameni cu un caracter de excepție. Și lucrul ăsta l-am aflat, eu aveam un dinte din totdeauna împotriva minerilor, pentru că încă de pe vremea lui Ceaușescu au fost o clasă socială privilegiată. Sigur, e o muncă grea, e o muncă fizică, o muncă brută, istovitoare, dar deopotrivă au fost foarte bine plătiți, din totdeauna, mai ales până în 89. Dar asta nu justifică o anumită prevalență acestei profesii, meserii asupra altora. E vina statului că n-a avut curaj să restructureze această zonă. Nu mai poți astăzi difila cu zeci de mii de salariați în zona energetică. Afară, media este de un om la 20 de megawați. În România, media a fost de omul și megawatt în cel mai fericit caz. Deci, la o analiză foarte rece, poți lua hotărârea, da, mă, închidem. Dar ce se întâmplă dacă rodată și aici, într-adevăr, drobul de sare poate să te întoarcă din a lua o astfel de hotărâre? Ce se întâmplă dacă ar colapsa sistemul energetic chiar și pentru un minut? Pagubile ar fi incalculabile, adică de ordinul zecilor de miliarde. O pană generalizată de curent în România, chiar pentru un minut, costă 10 de miliarde de euro.